Vom citi pasajul nostru din Marcu, capitolul 1, versetul 12 și 13, iar apoi Evrei, capitolul 4, versetul 15 și vom conclude cu 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Mai ales pasajul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, cred că este un verset care l-a memorat majoritatea din noi din tinerețea noastră, sper să fie o recapitulare. Repet, Marcu 1, 12, 13, Evrei 4, 15 și 1 Corinteni 10, 13. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos și atât de folositor pentru noi astăzi. Îndată, Duhul a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. Pasajul, așa cum se află scris în Evrei, capitolul 4, versetul 15. Căci n-avem un mare preot să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ultimul pasaj din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Suntem din nou în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, înainte de a începe lucrarea glorioasă, mântuitoare. Domnul nostru Iisus Hristos, după cum am notat, a fost afirmat de însuși declarația Lui, de declarația și de prezența Duhului Sfânt și de declarația Tatălui din Cerul, care a spus: Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îngăsesc toată plăcerea mea. După aceste afirmații, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a mânat pe Domnul nostru Iisus Hristos în pustiu ca să fie ispitit de Satana. Ispitele Satanei nu l-au prins pe Domnul Iisus Hristos prin surprindere. Cuvântul Sfânt ne arată clar, cum am notat, căci Duhul l-a mânat pe Iisus Hristos în pustiu cu un scop specific, Marcu 1, 12, și Matei 4, cu 1 ne spune clar, ca să fie ispitit de diavolul. Ispita Satanei a fost o realitate istorică cu care s-a confruntat Fiul lui Dumnezeu. Nu este o povestire fantastică, nu este o fabulă, nu este o poveste ireală sau o plăzmuire, o alcătuire, o născocire a imaginației teologice sau a unui scop care dorește să interpreteze Scriptura. Citind mai multe comentarii, mă sperii de ideologiile unor așa numiți teologi, care mai bine ar spune că sunt teologi, care spun că acest lucru a fost ceva ireal, nici de cum. Așa cum Genesa, capitolul 1 până la capitolul 11 și toată Scriptura este adevărată și acest eveniment a fost un eveniment istoric de o profundă însemnătate pentru noi și de o profundă instrucțiune pentru noi, după cum vom vedea cu ajutorul Domnului și astăzi și în săptămânile viitoare. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu clarifică acest lucru în Evrei 4 cu 15 în felul următor și vă rog să fim foarte atenți la citire.
unde cuvântul Sfânt spune căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, recunoscând căci în firea pământească avem anumite slăbiciuni, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, el a fost ispitit ca și cine? Ca și noi, însemnând că trebuie să fim on guard, trebuie să fim foarte atenți, căci ispita cum a venit peste Domnul Iisus Hristos, deosebire este El fără de păcat, va veni și vine și peste noi. Și cuvântul Sfânt spune, dar El, fiind fără păcat, biruitor în orice ispită. Luca, capitolul 4, versetul 13, din nou cimentează acest lucru și îl bagă în istorie când spune în felul următor. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Alte cuvinte, a plecat, dar când a fost momentul cel mai propice, a gândit el, din nou a încercat să îl atace, după cum vom vedea în dimineața aceasta. Luca, capitolul 22, versetul 28, spune în felul următor, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările, tradus trials, cuvântul peirasmos, după cum vom vedea, în încercările mele. Biserică, ispita satanei este o realitate cu care ne confruntăm noi, ca și copii a lui Dumnezeu. Ispita satanei este un subiect la care, din nefericire, prea puțin gândim la acest subiect, și dacă prea puțin gândim la el, prea puțin suntem echipați pentru a ieși biruitori în ispitele prin care trecem. Repet din nou Evrei, capitolul 4, versetul 15, și spune, el a fost ispitit în toate ca și noi. Biserica, asta înseamnă că în viața creștină, chiar în momentele acestea, când vom ieși de pe ușile acestea, satana nu doarme, demonii lui sunt activi și lucrează neobosit în a încerca să ne ispitească și să ne distrugă viața. De aceea cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, recunoscând și învățând despre acest subiect, în Marcu, capitolul 14, versetul 37 și 38, a spus apostolilor și ne spune și nouă, a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. In other words, they were clueless as to what was really going on. Cu capul în nori și cu ochii îngreuniți de somn, preocupați cu mai multe lucruri, dar nu cu lucrurile cu care trebuia să fie preocupați. Și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Și apoi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Iubiților, în dimineața acestei zile, aș dori să privim în mod general la realitatea ispitei în viața creștină și cum putem birui sau cum putem răbda această ispită. Ne vom uita sau vom începe să ne uităm la cel puțin trei lucruri. Întâi, este nevoie să explicăm termenul ispită și cuvântul tradus ispită în limba română. Apoi, ne vom uita la suveranitatea și puterea lui Dumnezeu în ispitele noastre și în încercările vieții noastre. Pentru că vom vedea, diavolul are un anumit scop în a ne ispiti, dar Dumnezeu este mai puternic decât diavolul.
și poate să transforme ispita într-o încercare care să-i aducă lui glorie și nouă să ne aducă bine. Și apoi, în ultimul rând, cred că duminica viitoare ne vom uita la mijloace prin care, mijloace care Dumnezeu ni le-a lăsat fiecăruia din noi, indiferent de limbajul care îl vorbim, indiferent de vârsta în care o avem, pentru că, iubiților, tinerii sunt ispitiți în felul lor. Cei de vârstă mijlocie sunt ispitiți în felul lor. Și când eram mai tânăr, am vorbit cu un frate păstor mai în vârstă, vis-a-vis de subiectul ispită. Și a spus: Leonard, să vezi ce demoni vin la bătrânețe. Ai crezut că demonii tinereții și a vârstei mijlocie sunt tari? La bătrânețe vine alt soi. Dar slăvit să fie Domnul, căci El a dat fiecărei vârste capacitatea și metodele și puterea de a ieși biruitori în ispită, slăvit să fie Domnul. Nu diavolul are ultimul cuvânt, ci întotdeauna Domnul nostru Iisus Hristos a ieșit biruitor prin moartea biruit-o și a înviat din morți și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, lăudat să fie El. Amin. Întâi, deci, haideți să ne uităm la acest termen, ispită, temptation. Cuvântul în limba greacă este peirazo. Nu spun acest cuvânt pentru că în limba greacă este cuvântul și rădăcina cuvântului principal. Este un cuvânt neutru care înseamnă pur și simplu a testa, a încerca, a proba. Să vezi dacă ceva este autentic sau dacă nu este autentic, în alte cuvinte, dacă este fraudulent. Cuvântul poate fi tradus fie încercare, fie ispitire. Numai contextul determină sensul dorit sau dacă ambele sense se aplică simultan. Și sunt pasaje biblice în care ambele sensuri se aplică simultan, după cum vom vedea. Când cuvântul scriptural indică în mod clar că încercarea este o ademenire la rău, cuvântul peirazo este cel mai frecvent tradus ca și ispită. Deci când este o ademenire la păcat cu scopul de a face pe cineva să păcătuiască, cuvântul este tradus ispită. Când contextul scriptural indică în mod clar că încercarea este cu un scop bun, să se dovedească ceva bun pentru gloria lui Dumnezeu, cuvântul peirazo, același cuvânt, este tradus în cercare. În contextul nostru din Marcu, capitolul 1, versetul 12-13, Matei, capitolul 4, 1-11, Luca, capitolul 4, 1-13, faptul că Satana acționează indică clar că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. Satana a încercat să-L atragă pe Domnul Iisus Hristos să facă răul, să distrugă triunitatea lui Dumnezeu și persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Acesta era scopul clar al Satanei. Totodată, îl avem pe Duhul lui Dumnezeu care l-a dus, care l-a mânat pe Domnul Iisus Hristos în pustie să fie testat, să fie ispitit de diavolul, de cel rău. În Noul Testament, este locul unde ne vom uita mai principal, sunt câteva cuvinte și în Vechiul Testament care sunt traduse în Septuagentă, deci din limba ebraică în limba greacă, cu același cuvânt care este în limba greacă, care l-am menționat. În Noul Testament, acest cuvânt, când este tradus în sens negativ,
Permiteți-mi să trec în catalogul minții noastre și în studiul nostru câteva pasaje care ne va ajuta să înțelegem ispita în sens negativ. Matei, capitolul 16, versetul 1. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus. Ce să facă? Să îl ispitească. Iubiților, cine a fost în spatele fariseilor și a saducheilor? Satana, este clar. Ca să-l ispitească și au cerut să le arate un semn din cer, similar cu ispitele trei care sunt menționate în Matei și în Luca. Matei, capitolul 19, versetul 3. Fariseii au venit la el ca să-l ispitească și au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Observați cum a venit ispita în viața Domnului Iisus Hristos, prin întrebări care au părut teologice, prin întrebări care au părut rezonabile, prin oameni care s-au făcut că au intenții bune. Matei 22, 17 și 18. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Recurgând la noi, astăzi, Iacov 1, 13 și 14. Iacov 1, 13 și 14. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu încearcă, Satana ispitește. Scopul ispitei este distrugerea, scopul ispitei este păcatul, scopul încercării, după cum vom vedea, este progres, este gloria lui Dumnezeu și binele nostru. Versetul 14 din Iacov, capitolul 1. Ci fiecare este ispitit, astfel asumând responsabilitatea noastră pentru ispită. Nu putem blama pe Satana, iubiților. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Marcu 1, 12 și 13, este clar că ispitirea Domnului Iisus Hristos, cum am notat, a avut un sens negativ în care Satana a dorit ca să distrugă lucrarea Domnului Iisus Hristos. Din nou, pentru viața noastră, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, ceva negativ, o ispitire negativă. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Carnea, Duhul este plin de voință, dar carnea este slabă. Să nu dăm prilej diavolului, iubiților. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3 la 5, va conclude the small sampling a aspectelor negative a ispitei, când spune în felul următor. 1 Tesaloniceni 3, 3 la 5. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri. Welcome to Christianity 101. Ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți,
Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să mă aducă știri despre credința voastră, de teama ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și ostenalea noastră să fi fost degeaba. Acestea sunt pasaje biblice care ne arată nuanța sau aspectul negativ a cuvântului și traducerea în cuvântul ispită. Apoi, este și un sens pozitiv, unde același cuvânt nu este tradus ispită, ci este tradus încercare. Luca 22:28 notează acest lucru în viața Domnului Iisus Hristos, care deja l-am citit. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Ieșit biruitor, încercări în care din nou a dovedit cine este El, este Fiul lui Dumnezeu și toate au fost aduse spre slava și spre gloria lui Dumnezeu, cum a spus Mântuitorul Iisus Hristos, lasă Ioan așa, că se cuvine să împlinim toată neprihănirea sau tot ce trebuie împlinit. Din nou, în nuanță pozitivă, tot Iacov, capitolul 1, versetul 2-4. Observați cât de frumos este acest pasaj. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite peirasmă, felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea, probarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. O altă nuanță pozitivă, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Suntem porunciți ca noi, fiecare din noi trebuie să ne probăm pe noi. 2 Corinteni 13:5 notează, pe voi înșivă încercați-vă, același cuvânt. Dacă sunteți în credință, pe voi însă încercați-vă. Nu cunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați, spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și observați Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare, la testare pe cei ce zic că sunt apostol și i-ai găsit mincinoși, spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, când aceste persoane, când această biserică a pus la probă, nu a pus la probă ca să cadă acești oameni, ci a pus la o probă sinceră, la o probă reală, să vadă dacă sunt în Iisus Hristos. Asta e biserica din Efes. Ca și creștini, trebuie să ne încercăm pe noi. Și trebuie să încercăm orice curente care vin în jurul nostru, judecând, analizând biblic toate lucrurile. O mică notă de subsol, cuvântul, cum am notat, poate fi tradus fie încercare, fie ispitire și numai contextul determină sensul dorit sau dacă ambele se aplică. Sunt unele cazuri unde putem să numim versetul un fel de hibrid. Observați Apocalipsa 2:10. Aici diavolul intenționează să facă rău, dar Dumnezeu întoarce răul în bine. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi să vă încerce. El vă va ispiti în sensul acesta. Ei, dar Dumnezeu care dă biruință consideră aceasta o încercare și observați ultima parte a versetului. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fiți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții. Diavolul poate să aibă toate intențiile lui rele, în cele mai drastice, cum am auzit atât de frumos în limba engleză, în cele mai drastice măsuri care le aplică împotriva bisericii.
Dar întotdeauna Mântuitorul este acel care ne spune și ne promite să îndrăznim, pentru că El a biruit lumea, slăvit să fie Domnul. Textul nostru din 1 Corinteni 10 cu 13 este un alt text hibrid. Nu v-a ajuns nicio ispită să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu ispitește. Nu ispitește, dar spune, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. It's common to man. Iubiților, ispitele care vin în viața noastră, știu că par extraordinar de mare. Frate, nu știi ce ispită am întâmpinat săptămâna aceasta? Ce m-a făcut Gică sau Petrică? Ce a spus despre mine? Nu-i peste puterea omenească, ci împreună cu ispita care diavolul aduce în viața noastră, el a pregătit mijlocul de a ieși din ea ca să o putem răbda, slăvit să fie Domnul. Pasajul din Matei, capitolul 4, din Marcu și din Luca sunt atât de importante, nu doar pentru că certifică, autentifică, testează pe Fiul lui Dumnezeu că este Împăratul împăraților și Domnul domnilor, veșnic, victorios și va fi întotdeauna victorios. Este clar că începutul acesta este un început extraordinar de glorios. Ei, dar nu numai aceasta. Cum am notat, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor aceste lucruri, că în afară de diavolul și Domnul Iisus Hristos și fiarele sălbatice și îngerii, n-a fost nimeni acolo. Ca să știm noi, Domnul Iisus Hristos le-a spus lor și Duhul Sfânt le-a dus aminte să-L pună în toate aceste trei evanghelii sinoptice, iubiților. De aceea este important pentru noi să ne uităm mai detailat. În al doilea rând, după ce am văzut o introducere la definirea termenului ispită, ce înseamnă nuanța pozitivă, nuanța negativă și nuanța hibridă, haideți să ne uităm la suveranitatea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în ispitele și încercările vieții noastre. Bisul, în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu, după cum am notat, adesea transformă ceea ce satana a intenționat înspre rău ca mijloace de a ne testa și de a ne încerca spre binele nostru. Știți când, înainte de a te prezenta la un examen, chiar is doctor? Did I really do it? Chiar is inginer? Chiar știu să fac calcule? N-o să se rupă bimul ăla? N-o să scadă în pământ? Chiar mă pricep eu să fac o construcție? Chiar știu eu cum să pun ăștia, să îi îmbin împreună? Chiar știu să citesc planuri? Că mă uit la ele ca măța la calendar. Dar după ce e supus la examene de rigoare, și nu un examen că ai PCR-ul, pile, cunoștințe și relații, nu că îl cunosc eu pe Vasilică de acolo și-s nepotul lui sau fiul lui, nu! Fără niciun ajutor, no affirmative action, pure work and merit, să te declare o agenție de stat licențiat. You've got your PE. You've got your license, you're certified there. Parcă ai altă confidență. Dar mai, când știm că diavolul a adus ceva în viața noastră să ne distrugă, și Dumnezeu a schimbat-o și am ieșit biruitori, am intrat în cuptor cu impurități pe noi și cuptorul a topit toate impuritățile și am ieșit afară aur curat pentru gloria Domnului. Iubiților, that's God's sovereignty. That in a nutshell is God's purpose in allowing the devil to tempt us.
Not to fail us. Nu să fim falimentari. Și să ieșim ca și Fiul lui Dumnezeu biruitori. Diavolul a încercat să-L conducă pe Fiul lui Dumnezeu în păcat și neascultare. Tatăl, pe de altă parte, a folosit ispita lui Satana pentru a demonstra, pentru a dovedi sfințenia și vrednicia Fiului. El este, a fost și întotdeauna va fi Dumnezeu din Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Domnul dorește să facă și cu copiii Lui. Textul deja citit de la Apocalipsa 2:10 spune în felul următor: diavolul are să vă arunce în temniță pe unii din voi, să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fiți credincioși până la moarte. Dar stai un pic. Isn't that failure? Isn't dying a failure? No. Fiți credincioși până la moarte. Și ce spune cuvântul Sfânt? Și vă voi da cununa vieții ca o dovadă, căci credința voastră a avut substanță. Nu a fost doar un contest de popularitate, un contest de a fi aprobat de cineva sau plăcut de cineva, ci plăcut doar de Domnul și de Dumnezeul nostru. Bisor, haideți să vedem, tot în suveranitatea lui Dumnezeu, care este scopul lui Satana în ispita noastră? What's the devil's purpose? What does he want to do? Și vom începe de la, cum spun americanii, first he goes for the jugular. Întâi încearcă să junghe. Dacă nu poate să junghe, atunci se mulțumește și cu mai puțin. Haideți să vedem cum încearcă să junghe. Întâi, scopul Satanei, când ne ispitește prin multe lucruri, este să ne pierdem credința. That's his blow. That's what he wants. Nu-i place când ne omoară în credință. Nu-i place când suntem mâncați de câini cu zâmbet pe față. Nu-i place când suntem decapitați, împușcați, nu-i place. Preferă să trăim și să ne pierdem credința și să propagăm astfel de învățături. Observați cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Luca 22, 31, 32. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca și grâul. Dumnezeu ispitește? Nu. Satana. Dumnezeu rămâne suveran? Absolutely. Ne întoarcem înapoi la Iov, dar nu avem suficient timp. Dar gândiți-vă, recitiți Iov. Dumnezeu permite Satanei. Și Satan a spus: vreau să-i cern, vreau să-i omor, vreau să-i distrug, I hate him. Dar Mântuitorul spune: eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Ce-a însemnat cernirea aceasta decât pierderea credinței? Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi care trec prin aceleași necazuri, aceleași ispite a Satanei. Primul scop, pierderea credinței. Al doilea scop este să ne strice viața. Ioan 8:44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș. Nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. There's nothing truthful about the devil. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii, un ucigaș.
Iubiților, nu e așa cât de frumos este să fii într-o familie unde este pace, liniște, înțelegere? Via acasă este un colț de rai. That's godly. Dumnezeu a intenționat să avem viață și viață din belșug. Să trăiți în pace, cât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii, dar mai în familie. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. That's all God's intention. That's what God wants. The devil hates that. Vrea să aducă discord în familie, să ne distrugă viața, că nu-i încercare mai grea decât războiul în familie. Nu se oprește acolo. Nu uitați că printre lucrurile care Dumnezeu le urăște este cel care stârnește certuri între frați. God hates it. It's the devil's tool to ruin a church. Este uneata diavolului să ruineze o biserică, o comunitate, frați, surori, prietenii de ani de zile, să stârnească, că n-are pace și liniște. Trebuie mereu să fie conflict. Ah. Sí. Nu v-a ajuns nicio ispită să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Când am de gând, când îți vine gândul să stănești certul între familii, între frați, în comunitate, recunoaște că ai ispita diavolului. Și dacă cineva vine la tine și încearcă să stârnească, spune. De la Domnul vine astfel de cuvinte. O vorbă. Ai auzit ce-o făcut și ce-o spus? Serios? Vii cu mine, hai să stăm de vorbă cu el. Îi spun că m-ați spus. Și mergem să stăm de vorbă, că trebuie rezolvată situația. Easy. Resolved. Oh, nu, 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 frate. Atunci, nu, nu, nu să fie, nu, nu, nu. Și ține gura, nu, nu, nu. Pentru că scopul diavolului este să ne strice viața. Apoi, dacă nu e asta bună, diavolul, iubiților, n-a putut să strice viața lui Petru. N-a putut să-i strice credința. Dar pentru o vreme i-a făcut viața amară, nu-i așa? And if he can't get more than that, he's happy even with that. Să-mi facă și să-ți facă viața amară și pentru o lună și pentru doi și pentru un an și dacă ar putea toate zile vieții noastre. Petru merge afară și plânge cu amar, un plâns amar, este un plâns a pocăinței. Dar iubiților, era mult mai ușor dacă veghea în rugăciune. Dacă nu-i viața amară, este chin în viață. Atât de bine arăste fiul risipitor. You know, the kid who doesn't listen to his parents. He tells him, boy, you're going to have a lot of money, bucks, popularity. You can do whatever you want. Write your own ticket. Buy all the video games in the world. You'll just live it up. And he let him enjoy it for a while. He was never happy when he enjoyed it. Well, maybe if it was the wicked Dungeons and Dragons and all those things, yeah, he was happy there. But his ultimate goal was to get him to eat with the pigs. Diavolului place când suntem necăjiți, amărâți, depresați, întristați, când nu mai avem chef de viață. He is happy.
He's rooting, he's saying, I did it! Uite, un copil al lui Dumnezeu nu și-a pierdut credința încă, dar scopul meu tot acolo este, dar vreau să-l tăvălesc în toate mizeriile. Da? Dacă nu chin a fiului risipitor, să ne facă neroditori. We're supposed to be fruitful. Fruitful multiplies biologically, yes, but it's also the fruit of the Spirit has to be in our lives. Fratele Mike a citit atât de frumos și strategic. Cine seamănă puțin, seceră puțin. Cât timp, efort, energie dedicăm? Cum investim în împărăția lui Dumnezeu? Dacă nu se poate mulțumi cu alte lucruri, este mulțumit să stăm liniștiți, dar să fim neroditori, să nu facem nici un lucru bun pentru Domnul. Și apoi să fim nefolositori. De ce? Pentru că scopul lui este să se vorbească calea Domnului de rău. Roman 2, 23-24. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. What he loves is to take Christians, să-i tăvălească prin noroi, să-i expună la noroiul tăvălit și să spună, uite robii Domnului! Ce pocăiți sunt ei! Unul din lucrurile care a durut pe David, cel mai puternic, a fost când i-a spus prorocul că din pricina ta neamurile, dușmanii Domnului, blastă-mă numele Domnului. Poi de arăți. Asta e scopul diavolului în ispită. Și în ultimul rând, nu că nu sunt alte scopuri, dar dacă nu reușește să ne pierdem harul și mântuirea, scopul lui este să ne pierdem răsplata. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Da, iubiților, acesta este scopul diavolului. Is that where you want to be? Acolo vrem să fim. Ispita este reală pentru toți. Nu v-a ajuns nicio ispită. În el a fost ispitit în toate ca și noi. În concluzia acestei zile, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne pune întrebarea. Vei lăsa pe diavolul să aibă câștig de cauză? Sau vei lăsa pe Dumnezeu care este suveran ca să întoarcă ispita în încercare și să ieșim biruitori prin această ispită pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele nostru. Puterea ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos prin moartea și învierea Lui să trăim o viață victorioasă, biruitor în ispită. Haideți să aplicăm acest lucru pentru gloria Domnului Iisus Hristos. Amin. Mi-s-o data viitoare, cu ajutorul Domnului, ne vom uita la mecanismul, vina sau culpabilitatea atunci când cădem noi în ispită, pentru că prea mult îl blamăm pe diavolul. Acestea sunt scopurile lor, dar el se folosește de firea noastră pământească. Cine devine când cade cineva în păcat? Nu putem, ăla cu michiduță, nu doarme, ăla cu coarne. Nu. Vom vedea că este problema noastră. Și apoi ne vom vedea și ne vom uita la scopul lui Dumnezeu când trecem prin încercări. Că dacă diavolul și are scopul, și Domnul nostru Iisus Hristos știe de ce ne lasă și de ce ne pune în această încercare, pentru a ne scoate mai curați ca aurul. Amin. Hai să ridicăm cu toți în picioare și să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire.
pentru încă o zi de har, pentru încă o zi în care Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne vorbește atât de clar, atât de real pentru viața noastră, în care ne dă nădejde. Bisor, dacă este cineva aici slab, toți suntem slabi în felul nostru. Dar în dimineața acestei zile am văzut că este cineva tare. Lasă-l pe el să aibă victorie în viața ta. Împacă-te. Respinge păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Lasă-te de orice lucru care nu place Domnului, calcă pe eul tău, iubiților. Dacă trebuie să fim gata să ne dăm viața pentru Domnul Iisus Hristos ca să primim cununa neveștejită, ce-i mare lucru să renunțăm la eul nostru? Pentru gloria Domnului, în primul rând. Și apoi pentru binele nostru, să vezi cât de bine te simți. Să vezi cum intră oxigenul și aerul în piept. Să vezi cât de bine dormi când lași pe Iisus Hristos să lucreze în viața ta pentru gloria Lui. Amin.